Astăzi este 14 mai 2010 și mă aflu în voluntar la sediul clubului Columbofil cu același nume. Stau de vorbă cu domnul Gabriel Sofian. Bună seara, ce faceți? Sucriți, bună seara. Suntem la îmbarcare. Ce etapă aveți mâine? Roman, 300 de km, deci categoria 1, viteză. Spuneți-mi câteva cuvinte despre dumneavoastră, domnul Sofian. De când creșteți porumbei? Concret m-am apucat de porumbei 100% de vreo 7 ani de zile, dar în sânge, de când avea fratele meu, are și acum 30 de ani. Deci e un microb din familie, un microb pe care îl moșteniți. Am fost un mic îngrijitor al lui și... I-a furat meseria, nu? I-a furat un pic meseria. Deci de câți ani zburați? De 4 ani consecutiv. De 4 ani, da? Acesta este al 5-lea și... În ansamblu sunt mulțumit de evoluția dumneavoastră. Evoluția a mea, ca crescător. Porumbei sunt, aș putea să zic, foarte buni, dar datorită timpului insuficient, probabil, și a programului mai... de muncă, nu le acord cât ar atât trebui, cât ar trebui. Dar sunt mulțumit. N-aș putea să zic foarte, dar sunt mulțumit. Trebuie să recunosc că v-am văzut în clasamentele de la FRSC pe club aici, pe poziții bune. Da. Este rezultatul muncii atât al meu, cât și a păsărilor care... pe care le aveți. Ne puteți spune câteva cuvinte despre porumbei pe care aveți, din ce linii se trag? Da. Deci am Janssen, Vanlon, Delbar, Guivinoar și... Bricu, e adevărat? Care sunt mai mulți. Am ceva Bricu foarte bun din porumbei aduși de domnul Mor, când încă... Din Germania, da? Din Germania. Și mi-au făcut rezultate, ceea ce și în mână am un exemplar care este lucrat cu Bricu. Deci un crucișare, da? Un crucișare de Janssen curat cu Bricu. Foarte frumos. Vrei să-i deschideți puțin aripa? Da. Da, foarte frumos, într-adevăr. Da, din ce an e porumbelul, domnul Sofian? 2008. Nu l-am zburat la cui, a zburat decât la matur, la un an de zile, acum este la 2 ani. Și am făcut treabă bună în primul an de zbor, la un an. Și sper că anul acesta să-l mișc mai bine, să-l motivez și să fac un rezultat mai bun decât anul trecut. Ce categorii de zbor preferați? Momentan cele din țară. Viteză de mifond și un pic fond, dar fondul mic. Fondul mic? Nu, n-am ajuns încă nici la cunoștința și nici la porumbei de performanță de maraton. Sper că în următorii 2-3 ani de zile, cu ajutorul unui bun prieten, care este din Râmnicu Sărat, domnul Radu Ienache, care este și tutore sau, cum se spune, profesor, maestru și... În ale columbofiliei? În ale columbofiliei. Pune în postura în care să înțeleg mai bine decât aș citi eu. Bineînțeles, mă și documentez în reviste, în cărți, așa, și după internet, ce mai putem să luăm și cu ajutorul dânsului. Sper să fac o treabă bună, să ajung să zbor și la maraton. Momentan nu. Deci zbor la natural. N-am pus accent pe o anumită etapă sau pe un anumit concurs. Nu. În ansamblu, ca crescătoria să-mi vină porumbei pe crescătorie. În câțiva ani de zile sper să mă pun pe picioare și atunci să am pretenții mult mai mari. Să am și în primii 10 și primii 15 mașini, dar momentan sper să mă descurc și să încep să-i pricep pe ei, că ei mă pricepe pe mine, dar eu mai greu îi pricep pe ei, datorită timpului. Dar asta așa zic eu că e bine. Sunteți pe o pistă ascendentă, da? Da, datorită prietenului meu care este cel mai bun și m-a învățat foarte mult în columbofilie, da, sunt, aș putea să zic că chiar sunt pe o pistă chiar de urcare. Și în rest așa, ce să vă mai spun așa, prefer să le dau mai mult natural. Adică deci folosiți produse naturiste, nu? Naturiste, da. Foarte, foarte puțin le dau și antibiotice, că e normal și logică. Da. Nu știu dacă am observat bine, dar nu cred că toată lumea e tratează cum trebuie. Le dă numai după ureche, după ochi și nu fac treabă bună. Da. Un ansamblu, din punctul meu de vedere, din câte cunosc și din câte am învățat și da. Cei mai în vârstă, mai experimentați decât mine. Eu vă mulțumesc mult, domnul Sofian, pentru amabilitate și vă doresc în continuare mult succes. Vă mulțumesc și o seară bună. Sănătate, numai bine. Să trăiți cu respect.